Controlele ITM la unitățile de exploatare a lemnului s-au intensificat în acest an. Având în vedere felul muncii și complexitatea muncii în exploatările forestiere și, să spunem, multitudinea de accidente de muncă care s-au provocat în acest domeniu de activitate, ITM Maramureș, împreună cu Direcția Silvică, au încheiat un protocol la nivelul județului Maramureș de colaborare, în sensul că Direcția Silvică sprijină ITM Maramureș în a comunica toate acele puncte de lucru unde societățile comerciale desfășoară activitatea de exploatare a lemnului, deoarece este bine știut că în exploatările forestiere lucrează în general persoane necalificate, cu o pregătire profesională slabă sau pur și simplu nepregătiți profesional din acest punct de vedere și neinstruiți totodată, motiv pentru care s-a încheiat acest protocol. În perioada ianuarie-aprilie, ITM Maramureș a efectuat o campanie de control în acest domeniu, respectiv exploatare forestieră și prelucrarea lemnului. Au fost controlați un număr de 35 de agenți economici și 3 ocoale silvice. Au fost constatate un număr de 48 de neconformități în domeniul relațiilor de muncă și 46 în domeniul securității și sănătății muncă, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 23.500 de lei. Au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităților constatate. Dintre aceste neconformități, cele mai importante, consider eu, cele mai importante au fost în special lipsa controlului medical al medicului de medicină a muncii, care se confirmă că acele persoane sunt apte profesional de a desfășura această activitate. Pentru că au fost identificate și persoane care, din punctul nostru de vedere, nu aveau capacitatea necesară a efectua această activitate în exploatări forestiere, respectiv în prelucrarea lemnului. Motiv pentru care s-au dispus măsuri de remediere, intrarea în legalitate și acordarea, să spunem așa, atenției acestor neconformități descoperite. În domeniul sănătății și securității în muncă a fost identificată lipsa echipamentului de protecție, lipsa instruirii specifice, delimitarea perimetrelor, acolo unde exista un potențial risc de producere a unor evenimente în exploatările forestiere. Din fericire, în acest an nu am avut în acest domeniu decese sau accidente de muncă soldate cu decesele victimelor. Au fost sau produs accidente de muncă, sunt inevitabile. Nu puteți spune că nu este normal să se producă un accident de muncă atâta timp cât sunt respectate normele de securitate și sănătate în muncă. Dar, bineînțeles, prin, așa cum am precizat, prin natura activității și a locului unde se desfășoară această lucrare, aceste lucrări, se pot produce și evenimente, dar îmbucurător este că, datorită controlelor noastre multiple, a conștientizării angajatorilor, anul acesta nu am avut accidente de muncă soldate cu decesul victimelor.